Bună ziua și bine v-am regăsit! Nu plecați niciunde! Începe exclusiv în Hunedoara! Astăzi vom afla cum își petreceau oamenii din antichitate timpul liber, ce jocuri de societate existau la daci și la romani. Haideți să vedem! Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au căutat metode de a-și petrece timpul liber în mod plăcut. În pauzele de vânătoare, ori în campaniile militare, oamenii se relaxau jucându-se. Așa au apărut primele jocuri de societate. Unele s-au păstrat până astăzi. Zarurile, moara sau șahul sunt câteva dintre jocurile pe care strămoșii noștri le practicau. Aflăm mai multe despre toate acestea de la Iosif Vasile Ferenț, cercetător științific la Muzeul din Deva. Jocurile foarte probabil că au apărut odată cu omul. Omul e o ființă socială și nu numai omul se joacă, se joacă și animalele. Le putem vedea și astăzi peste tot în jurul nostru. Însă, pe măsură ce societatea a evoluat și modul de manifestare a omului în societate s-a mai precizat, s-a mai adaptat nevoilor dintr-o perioadă sau alta. În societățile mai elaborate și jocurile de societate au devenit mai bine puse la punct, au început să aibă reguli tot mai sofisticate, însă odată cu jocurile vine și patima. Patima câștigului nu este una care să nu fie luată în seamă, astfel că în anumite societăți jocurile au fost prohibite, în anumite societăți sau în anumite medii. Numeroși autori romani vorbesc despre acest lucru, Cicero, de exemplu. Însă această patimă nu este specifică doar păturilor de jos ale societății sau mediului militar. Este specifică tuturor categoriilor sociale și între senatori erau, și chiar între împărați erau jucători cât se poate de prinși de acest mod de a petrece timpul liber. Și dacă exista încă de pe atunci această patimă a jocurilor, nu lipseau nici tehnicile de trișat. Ne spune mai multe Marius Barbu, arheolog la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Trișau în antichitatea oamenii. Trișau cu predilecție la jocurile de noroc, jocurile care se jucau pe bani. Sunt și interzise la un moment dat în Imperiul Roman aceste jocuri, în principiu zarurile, se jucau zaruri și atunci se trișau. Sunt unele zaruri descoperite cu, știu, inserții de plumb într-o anumită parte ca să cadă cu acea parte în jos și pentru a preveni acest trișat au și fost reglementate niște reguli de decorare a zarurilor care le avem și în ziua de astăzi și la zarurile moderne. Două fețe opuse tot timpul însumează 7 puncte. Adică 6 este opusul lui 1, 5 opusul lui 2 și 4 opusul lui 3. Fiecare popor antic avea propriile modalități de distracție. Jocurile sunt, sau au fost dintotdeauna cât se poate de
diferite, deosebite. Au fost foarte multe modalități prin care oamenii se întreceau. Lupta, dansul, întrecerile de animale, de cai, de care, în care îți, în care oamenii își măsurau maestria. Dar în același timp și jocurile strategice, atât în Orient, cât și în Europa, erau la mare căutare. La Roma avem idee de un joc numit Ludus Latruculorum, adică de-a războiul, joc practicat de doi parteneri, două persoane, un joc care se juca pe o tablă, pe o tablă desenată sau realizată din lemn ori din ceramică, sau chiar pur și simplu desenată pe pământ, cu o serie de caroiaje. Este poate strămoșul sau, mă rog, varianta europeană a șahului în antichitate. Se juca cu jetoane având diferite valori, iar dreptul de a muta o piesă era dat de aruncarea zalurilor. Și dacii aveau modul lor de a-și petrece timpul liber. Avem atestate jocuri de genul acesta și în mediul dacic. Nu numai în mediul militar dacic, deși foarte multe astfel de piese se găsesc în cetăți, dar și în mediul civil și în contexte sacre. Se pare că erau practicate chiar și de către preoți, de către sacerdoți. Nu avem foarte multe date, în afară de cele arheologice, în legătură cu jocurile practicate în Dacia. Însă putem să să presupunem, făcând o paralelă cu lumea romană, pe care o cunoaștem mai bine, că jucau cel puțin moară sau varianta ei pe o tablă rotundă, rota. Dar de ce nu? Ținând cont că în anumite situații au fost descoperite chiar și zaruri, de ce nu și alte tipuri de jocuri? În orice caz, astfel de jetoane au fost găsite peste tot în lumea dacică. Jocurile de societate erau la mare căutare pe vremuri în rândul militarilor aflați în campanii. Adulții aveau timp de joacă pe vremuri, aveau mult mai multe activități vânătoare, îngrijitul casei, a pământului. Sigur, dacă este să ne referim la societatea romană, în mediul militar, spre exemplu, jocurile sunt foarte, foarte apreciate, pentru că acolo erau perioade lungi în care aveau timp pentru așa ceva, în cort, seara sau chiar în campanie. Dar în perioadele în care trupele erau staționate în diferite locuri de campare, soldații aveau timp și pentru așa ceva. Dar nu numai în mediul militar, și în mediul civil, iar izvoarele romane abundă de informații în legătură cu acest lucru. Pentru Dacia, obiectele pe care le descoperim prin cercetări arheologice ne dau foarte multe informații în legătură cu această modalitate de a petrece timpul liber de către adulți. În Orient, ce fel de jocuri erau față de europeni? Bănuiesc că aveau alte... Da, cel mai cunoscut joc oriental pe care îl cunoaștem astăzi și care este răspândit în toată lumea este șahul. Șahul este un joc de strategie, de societate, care vine din Orient. Astfel de jocuri erau adaptate societăților de acolo. Însă contacte, convergențe și schimburi culturale au fost înregistrate în toate timpurile, chiar și în antichitate. Și dacă tot vorbim despre jocuri, specialiștii ne explică și ce activități de petrecere a timpului liber aveau în antichitate copiii.
Există și jocuri pentru copii. Din lumea romană cunoaștem păpuși, dar atât din lumea romană cât și din cea dacică cunoaștem acele vase miniaturale, dintre care unele poate că au fost realizate de către copii, iar altele aflate în medii unde lipsesc atelierele de ceramică au fost create foarte probabil pentru copii. Și astăzi sunt cunoscute astfel de piese în seturile pentru copii din zilele noastre. De fapt, copilul imită din toate timpurile activitățile adulților și sigur că se pliază și pe astfel de tipuri de jocuri. Dacă ne amintim de Ion Creangă, care descrie copilăria cu calul de lemn călărit de copil, de parcă ar fi cel mai înfocat armăsar, în același timp trebuie să ne închipuim și pentru antichitate. Vânătoarea trebuie să fi fost o preocupare a copiilor în absolut toate societățile din toate timpurile, adică jocul de vânătoarea. Și exemplele pot să continue. Practic toate activitățile practicate de adult erau practicate în joacă de către copii. Unele jocuri clar că provin din spiritul ludic, din joaca copiilor, altele, pe de altă parte, vin dinspre alte direcții, cum ar fi zona religioasă sau magico-religioasă, dar jucăriile, vă dați seama că întotdeauna au existat copii, întotdeauna a existat interesul copiilor pentru joacă. Și avem jucării în toate mediile. La romani cunoaște foarte bine situația, aveau cărucioare, aveau animale cu roți pe care le plimbau, sunt reprezentări în mozaicuri sau pe anumite frește cu copii care se joacă cu un cer și cu un băț, atelaje făcute din mici animale din astea de companie, chiar atelaje făcute din câini sau din pisici în care copiii se plimbau. În descoperiri, spre exemplu, am văzut la Roma niște jucării descoperite într-un mormânt de secolul II, mormânt de fetiță care avea două păpuși cu încheieturile articulate din lemn, cu păpușile confecționate și aveau o sumedenie de păpuși, de jucării. Erau mai mult de băieți sau de fetițe? Sau sunt și de băieți și de fetițe, nu există o diferență. Dacă tot am vorbit de jocurile pentru copii și dacă tot sunt copii pe aici, prin zonă, era un joc foarte interesant pe care noi îl jucăm astăzi când mergem în școli cu asociația cu Cărădacica Eterna și prinde foarte bine la copii, se numea Delta. Practic, pe pământ se desena un triunghi compartimentat în 10 secțiuni și de la o anumită distanță se aruncau pietre plate sau jetoane din ceramică și se încerca să obțină cât mai multe puncte. Bineînțeles că cele mai multe puncte erau înspre vârful triunghiului, acolo unde arunca e mai greu. Jucăriile erau realizate din lemn sau ceramică, iar piesele de jocuri pentru adulți erau confecționate din os, corn, dar și din sticlă. Pentru jocuri, cu siguranță că erau necesare și o serie de piese. Cele mai elaborate sunt realizate din os, din corn, de cer sau de alte animale, dar de asemenea erau realizate din sticlă. Însă, fiind mici, fiind mici, sunt și predispuse la a fi pierdute foarte ușor. Iar atunci când se pierd, se pot confecționa ușor din pieticele, ori din fragmente de vase sparte, pur și simplu din cioburi. Unele dintre ele sunt mai puțin îngrijit realizate, este doar fragmentul vasului, dar uneori vasele de la care veneau cioburile erau pictate, erau ornamentate prin lustruire sau într-un alt fel. Atunci când probabil proprietarul setului de piese de joc avea mai multă răbdare, piesele erau
realizate din astfel de pereți de vase erau mult mai îngrijit confecționate, mult mai îngrijit lucrate. Așa cum avem aici un astfel de exemplar, este un jeton, un jeton realizat din perete de vas, așa cum spuneam, descoperit în mediul dacic. Mai mult, piesa pe care o prezentăm acum trebuie să fie avut o anumită valoare, pentru că în centrul ei se observă un punct, o adâncitură realizată cu un instrument ascuțit, poate chiar cu vârful unui cuțit, care îi conferea o anumită valoare în cadrul jocului. Dar există astfel de piese care au și mai multe astfel de semne. Avem cu 5 semne, avem astfel de jetoane perforate. Toate trebuie să fie însemnat ceva. Pare să fie banală și poate că ăsta este și motivul pentru care obiecte de felul acesta sunt mai rar prezentate în amănunt de către descoperitori. De regulă ele sunt consemnate. În rapoartele de cercetare am descoperit și jetoane sau am descoperit și un număr de jetoane. În județul Hunedoara au fost descoperite diferite jocuri. În toate siturile, cel puțin în siturile romane și dacice, dar și în cele medievale. Piesa de față provine de la Ardeu, este o cetate dacică pe care o cercetez de mai mult de 15 ani și chiar acest obiect face parte dintr-un set de jetoane provenind de piese de joc, aș putea spune, pentru că există și importuri romane, un zar, un astfel de jeton din sticlă, din atelierul unui meșter. Probabil că și acest personaj care a trăit la sfârșitul secolului 1 după Hristos și până la războaiele cu romanii de la începutul secolului 2 după Hristos la Ardeu, era un împătimit al jocurilor. Este posibil ca și alte personaje de acolo să cel puțin să-i fi ținut isonul, dar este posibil ca și alte persoane să fie avut astfel de seturi de piese de joc. Marius Barbu s-a specializat de ani buni în arheologie experimentală și își ocupă timpul liber realizând piese dacice și romane după tehnica veche de mii de ani. Așa că ne spune și el câteva lucruri interesante despre modul de confecționare a pieselor pentru jocuri. Din ce se confecționau, din ce materiale se confecționau jocurile în antichitate? Mi se confecționau din foarte multe materiale, acum o parte dintre ele sunt perisabile, au dispărut în timp, cele din lemn, cele din, știu, din piele, probabil unele, și s-au păstrat cele care sunt făcute din os, din corn, din sticlă, din ceramică, puține și din metal, dar mai puține. Cine le lucra? Exista o anumită persoană sau fiecare familie își făcea sau cum? Depinde de civilizația sau cultura la care ne referim. La romani nu putem să spunem că există fabrici, dar există ateliere care produc asemenea piese. De exemplu, în atelierul de prelucrat osul și cornul se fac zaruri, se fac jetoane. În schimb, în mediul dacic, spre exemplu, cred că fiecare își făcea după nevoie, pentru că foarte multe dintre jetoanele dacice sunt făcute din pereți de vase. Deci din oale sparte își făceau jetoanele, le rotunjeau, le lustreau și făceau jetoane pentru jocuri. Unele jocuri de societate s-au păstrat până astăzi, în forma inițială sau cu reguli modificate. Pe de o parte, zarul, care este identic cu zarul roman și care are origine mult mai veche, probabil vine din preistorie, îl găsim și în Orientul, îl găsim și în lumea celtică și probabil că strămoșul zarului este astragalul. Astragalul folosit în toată preistoria și mai târziu și în antichitate ca piese pentru ghicit viitorul. Deci cu coastele de astragale se arunca și se ghicea viitorul. Mai apoi, acesta s-a transformat în zarul. Asta m-am spus că zarurile nu vin din partea de joc, practic vin din partea de magico-religioasă, mai apoi au ajuns să fie piese de joc. În afară de zar? În afară de zar, ce avem noi astăzi și cunoaștem foarte bine este moara. Jocul de moară este un joc de strategie,
foarte iubit în mediul militar roman, dar nu doar în mediul militar. Mai avem iarăși strămoșul tablelor de astăzi, totul joc roman, tabula ei se spunea, arăta tabla altfel, dar același principiu. Strămoșul damelor, iarăși este din mediul roman. S-au schimbat în timp, nu știu, modalitățile de joc? Unele da, cum ar fi la dame sau la table, altele au rămas identice, mora e identică cu cea romană până în ziua de astăzi. Mai joacă oamenii în ziua de astăzi? Mai au oamenii timp de așa ceva? Joacă, cred că joacă, mai nou joacă table pe calculator. Se joacă, bineînțeles că a acopătat forme virtuale, a acopătat forme noi, moderne. Oare ce vor spune urmașii noștri despre jocurile practicate în ziua de astăzi și cum vor evolua acestea în viitor? Istoria o va spune. Asta a fost totul pentru astăzi. Până săptămâna viitoare, toate cele bune!